cazul în care nici până astăzi nu știați, de orașul Târgu Jiu sunt legate nume sonore precum Tudor Vladimirescu, Sergiu Nicolaescu, Cătălin Măruță și să nu cumva să uităm de marele Constantin Brâncuș. Deși știm cu toții că în viață nu contează întotdeauna cât de popular ești, ci și cât de citit ești. Așa că hai să vedem ce aflăm astăzi în Târgu Jiu. Știți unde s-a născut Constantin Brâncuș? La Târgu Jiu. Aici, în oraș. Tu știi? În oraș. Târgu Jiu. Târgu Jiu. Ar fi culmea, suntem de aici. La Hobița. Să-mi continuați, vă rog frumos, să zic ca la următoare. Gura păcătosului. Gura păcătosului. Continuarea la zicală, știți? E o zicală cunoscută. A, e o zicală? Da. Nu știu de ușură. Nu știți? Nu știu de ușură. Nu știți zicala asta? Ai auzit de ea? Am auzit de ea, dar nu... Știți de zicala asta? Ați auzit de ea? Nu. Nu le știu asta. N-ați auzit de... Nu știu nimic despre el. Am venit mai mult cu sora mea, ei mai... Păi ea trebuia să fie o priză, era puțin mai în față, era mai în temă, știa mai multe. Asta nu știu. Ați auzit de zicala asta? Da. Dar nu vă vine pe moment? Doamna profesoară, ia veniți. Hai mă, moașe, vină cu acătuști, hai. Gura păcătosului bate... Hai că ești profesoară. A, nu știu. Ați auzit de zicala aceasta? Da, dar acum uite, te pierzi. Adevăr grește. Gura păcătosului, adevărul grește. În ce an a avut loc Revoluția Română? Care din ele? Păi, ultima, cea mai recentă. Nu, a, ultima care depinde după dumneavoastră, că unii zic o lovitură de stat. În 1948. 1920. 1840. Nu știi? Nu ești sigură? Nu sunt sigură. Mai bine decât să dau un răspuns nou. 1848. Mă repream cu istoria. Ultima Revoluție Română? 1918. Ați fost la ora de istorie? Am dumneavoastră, fost? Notați-vă că eu sunt profesor de istorie. Am nimerit bine. Începând cu Tudor Vladimirescu, unii zic că a fost revoluție sau n-a fost revoluție, la 1848, care într-adevăr a fost o revoluție burgheză, a urmat un șir de revoluții care au dus la modernizarea statului român, depinde în ce sector a fost această revoluție și îi zicem noi acum mai recent, ne mândrim cu ea, din 1989.